Am deosebită plăcere să o invit să ia cuvântul pe doamna Doina Rotaru, vicepreședintele Uniunii Notarilor Publici din România. Da. Domnule președinte, stimați invitați, dragi confrați, sunt emoționată că sunt azi în fața dumneavoastră. De 35 de ani sunt în sistemul de justiție, pentru că nu am reușit să intru la dumneavoastră în avocatură. Acum 35 de ani m-am îndreptat către notariat. Cred că pentru notariat a fost un câștig. De 35 de ani sunt o admiratoare frecventă a profesiei dumneavoastră. Mi se pare că dumneavoastră faceți cel mai spectaculos act în justiție. Vă bucurați de cea mai diversă pregătire în domeniul justiției și reprezentați excelența în justiție. Vreau să vă spun că în activitatea mea am avut contact cu maestrii ai dumneavoastră și sincer recunosc că atunci când în cadrul unei proceduri succesorale venea stimatul maestru Vlahide sau domnul Parasco, tatăl tânărului Parasco, sau domnul Cosma și ridica câte o excepție, acordam termen și o săptămână mă pregăteam. Mă pregăteam să fac față maestrului la excepțiile și pregătirea pe care o avea și experiența bogată. Întotdeauna contactul cu dumneavoastră a fost benefic, am avut numai de învățat. Îmi pare foarte rău că atunci când în anul 1995 am apărut și noi pe piața profesiilor liberale, au fost niște confruntări între profesia noastră și profesia dumneavoastră. Eu consider că noi suntem fratele mai mic al dumneavoastră. Un frate mai mic pe care, dacă de la început ați fi încercat să ne apropiați și să ne ajutați, ar fi fost mult mai bine, dar nici acum nu e târziu. Avem proiecte comune. Îl auzeam pe domnul președinte că concurența e un lucru foarte bun în piața serviciilor, dar este și un lucru foarte rău. Și trebuie să recunoașteți că numărul foarte mare în marile orașe de specialiști dă naștere și la acte reprobabile. Ce să facă avocatul sau notarul care a muncit să ajungă în poziția aceea și nu îi intră nimeni pe ușă, nu îi deschide nimeni ușa, nu are din ce câștiga bani și mai are și salariați în spate. Mă uit la mișcarea sindicală. Mă uit la mișcarea sindicală și mă gândesc, într-adevăr, mișcarea sindicală cuprinde în marea majoritate bugetarii. Dar și noi suntem și patroni și suntem și angajați în propriile birouri. Și cred că trebuie să ducem o luptă comună pentru atât de multe aspecte economice, pentru a avea un dialog cu statul. Suntem cei care încasăm taxe, suntem cei care facem plăți la stat. Într-adevăr, nu suntem angajați efectiv, dar eu cred că e mai groaznic să fii patron decât angajat în momentele astea. Nimeni nu ne-a întrebat în criză
cum ne descurcăm, care sunt problemele economice de zi de zi. Și la, cred că și la dumneavoastră aveți oameni de care nu vă puteți dispensa. După o perioadă în care activitatea a fost foarte bogată, a venit o perioadă de declin total și nimeni nu ne întreabă cum ne descurcăm. Eu vreau să vă transmit salutul cordial și respectul pe care vi-l datorăm din partea colegilor notari. Să nu zâmbiți, nu știu de ce. Acum, eu, să știți, am văzut că sunt foarte multe familii mixte de notari și de avocați. Dar eu cred că noi trebuie să fim uniți pentru că avem interese comune și scop comun. Sincer vorbind, gândiți-vă, cred că împreună dumneavoastră, cu angajații dumneavoastră, cu angajații instituționali, cu noi și cu executorii judecătorești, am făcut un minim calcul, plus angajații tuturor, am fi cam 150.000 de oameni. Și suntem o forță. Degeaba ziceți puțin. Degeaba ziceți puțin. Poate dumneavoastră aveți un alt sondaj cu personalul angajat în birourile notariale. Dar pe lângă aceștia, câți oameni depind de noi? La câți oameni dăm de mâncare? Trebuie să se gândească cineva și la lucrul ăsta. Sper ca Uniunea Profesiilor Liberale, unde suntem, să găsim o cale de comunicare, anumite drepturi pentru toți membrii profesiilor liberale și în special eu pledez pentru cei din munca juridică, pentru că munca juridică este deosebit de grea în actuala conjunctură. Vă mulțumesc foarte mult! Îi mulțumesc, doamne vicepreședinte Doina Rotaru, pentru că în cuvinte puține a reușit să dea glas problemelor care în egală măsură frământă și pe notari și pe avocați, mai ales în zilele de astăzi, în care incertitudinea este cuvântul de ordine și nesiguranța zilei de mâine. Vă asigurăm totodată că, deși este vorba de un corp profesional care poate fi privit ca un frate mai mic, nu întâmplător, cei mai mici sunt priviți mai cu drag de ceilalți din jur și, în orice caz, învățăm și de la frații noștri mai mici, pentru că, cel puțin în materie organizatorică și de politică profesională, ne pot da oricând sugestii pe care să le putem urma cu drag și îi mulțumim pentru prezența la lucrările noastre.